Așadar, într-un final, câștigătorii tascului cu cătușele au vizionat un film de dragoste târziu-noapte în formula aceasta pe care o vedeți în fotografii: respectiv Mihai cu Hatige, Andrei cu Simona, Sabrina Dima, Irina Bogdan Denisa și mamele doamna Eleonora, doamna Loredana și doamna Ana. Restul, nefiind câștigători, au rămas în dormitoarele lor, iar băieții în casa lor, în casa lor nedifuzându-se acest film, bineînțeles. Ce vreau să vă mai spun este faptul că Bogdan, de cum a intrat în casa fetelor, a fost chemat de către Denisa și Irina să se așeze între ele, așa că a profitat la maximum de această seară, Alex nefiind prezent, să petreacă tot timpul alături de Irina, după cum spunea el, fiind ultima lui seară în casa Mireasa, au petrecut timpul împreună. Chiar îi spunea Denisei că și-a făcut deja bagajul pentru mâine. Denise a spus că și ea la fel, așa că amândoi sunt pregătiți ca astăzi să iasă din competiție. Vom vedea însă dacă va fi așa sau nu pentru amândoi.